Dacă vă este dor de o saună, acum, în mijloc de vară, nimic mai simplu. Încercați să circulați cu microbuzele care efectuează transportul în comun în municipiul Deva. Dacă temperaturile de afară depășesc 30 de grade, în interiorul acestor mașini, mercurul din termometre sare cu ușurință peste gradația de 40, în special la orele amiezii. Și asta pentru că microbuzele nu sunt dotate cu aer condiționat. Deși un drum cu un astfel de microbuz poate deveni un adevărat chin, devenii spun că nu au de ales și trebuie să suporte căldura infernală pentru că nu au alt mijloc de transport mai ieftin și cu program regulat. Aer condiționat, îmi pare rău, cu ce vin tot înghesuit și fără aer condiționat, geamuri deschise. Aer condiționat nu există. Mai sunt la cele mari, mașinile mari și ar trebui de alea să circule mai mult pentru că sunt mai încăpătoare și cu aer condiționat. Astea mici sunt dezastru. Pe vremurile astea calde sunt cam proaste. N-au aer, climă pe ele. Asta este. Nu avem ce face. Asta este. Și cu condiții și fără condiții. Na. Asta e viața sau acum. În același timp, autobuze moderne, spațioase, dotate cu aer condiționat, stau părăsite într-o curte. Au fost achiziționate în 2009, când se pregătea Consiliul Local sau Primăria Deva să scoată la licitație traseele orașului. Eu, în baza caietului de sarcini, care a fost pus în vânzare de către Consiliul Local și Primăria Deva, am achiziționat mașinile respective la prețuri foarte mari, pentru că sunt dotate, cum ați văzut, cu tot ce ține de domeniul transportului auto. Au aer condiționat, au mașinile se lasă la gardă la sol, se spune, se lasă la nivelul șoselei pentru persoanele cu probleme locomotorii. Din păcate, aceste autobuze nu pot fi puse în circulație. Vinovată de acest lucru se pare că este fosta administrație publică locală. Licitația pentru atribuirea serviciului public de transport în comun este blocată de fostul primar Mircea Muntean de mai bine de 3 ani. Ne judecăm de 3 ani de zile, sunt pe rol vreo 12 procese, am câștigat de fiecare dată, am mers la curtea de apel, am câștigat, ne-am întors la locul faptei, să-i spun așa, la primărie, să continuăm licitația. Au apărut alte contestații. Un alt operator a blocat și el, chiar dacă nu și-a cumpărat mașini și a dorit să participe la licitație cu aceleași mașini care erau în dotarea firmei la momentul respectiv, a blocat și el procedura de licitare. Primarul municipiului Deva, Petru Mărginean, speră să rezolve aceste probleme pe care le-a preluat odată cu mandatul de edil șef de la fosta conducere, însă datorită termenelor judecătorești, acest lucru nu este posibil foarte curând. Din păcate, din mandatul trecut existau niște probleme juridice, a fost o licitație, sau contrazis unii împotriva celorlalți și au ajuns în instanță, deci există o incertitudine ca în primele două luni de zile să există o hotărâre definitivă a tribunalului, a judecătoriei, dar eu cred că până în toamnă se va realiza acest lucru și vom putea avea o firmă transportatoare care să corespundă normelor civilizate din Uniunea Europeană, cu aer condiționat și așa mai departe. Până atunci, devenii nu au altă soluție decât să suporte, încă o bună bucată de timp, efectele activității discreționare a fostului primar Mircea Muntean.